Doamna Moțpan, eu aș vrea totuși să precizez articolul la care ați făcut referire dumneavoastră. Articolul 29, alineatul 1, litera C, din legea administrației publice locale. Înainte de a trece la citirea, hai eu aș propune să-l citim în public, acest aliniat. Dar înainte de a trece la citirea acestui aliniat, eu vreau să vă întreb, câte autorități avem în municipiul Chișinău? Deci avem autoritatea primarului și avem autoritatea Consiliului Municipal. Două autorități legale prevăzute de legea administrației publice locale din preambul. Acum mergem și citim articolul 29, aliniatul 1, litera C. Atribuțiile de bază ale primarului. Deci primarul numește, stabilește atribuțiile și încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu șefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorității administrației publice locale respective. Deci noi avem primar ca autoritate și avem consiliu ca autoritate. Primarul are atribuții de numire, stabilirea atribuțiilor, încetarea raporturilor de servicii pentru șef de subdiviziuni, de întreprinderi municipale, de servicii care se află în subordinea autorității administrației respective. Așa scrie în lege. Respectiv, conduce și controlează activitatea acestora, contribuie la formarea și educarea lor profesională. Deci când vorbim în cazul ăsta despre numirea și eliberarea din funcție, vorbim despre șefii de subdiviziuni, de întreprinderi, de servicii care se află în subordinea primarului. Pentru că așa specific acolo, autorității administrației publice locale respective. Și nu se referă chestia asta la Consiliul Municipal, care este o altă autoritate și care are în subordine alte subdiviziuni, întreprinderi municipale, societăți și așa mai departe. Așa cum este specificat, 1. În legea administrației publice locale, așa cum este specificat în legea statutului municipiului Chișinău, așa cum este specificat în hotărârea de guvern care aprobă regulamentele cadru ale întreprinderilor de stat și municipale, așa cum este specificat în statutele întreprinderilor care le avem noi, așa cum este specificat în regulamentele direcțiilor și secțiilor aflate în subordinea Consiliului Municipal.